10 noiembrie, sărbătorirea zilei miliției. Astfel, după 7 noiembrie 1989, în Chișinău atmosfera era ca într-un cazan unde fierbea totul. Oamenii s-au divizat în grupuri diferite. Românii erau în grupulețele lor, rușii se fereau de grupurile de români și discutau problemele sale. Erau mai multe întreprinderi unde muncitorii au ieșit în grevă, în special acolo unde lucrau mulți neromâni, să spunem așa, care simțeau un pericol care era atâțat și de presa prorusă, care încerca să-i sperie și mai mult ca să-i provoace și pe ei la revoltă. În zilele de 8 și de 9 a fost o acalmie înainte de furtună. Exaltarea și starea euforică a acestei victorii a dus câteva zile mai târziu la protestul de ziua miliției, când sediul acesteia a fost incendiat ca urmare a demonstrației din stradă. În data de 10 noiembrie, în statul sovietic, în fiecare an se serba ziua miliției sovietice, întotdeauna cu mult fast. Miliția însemna armata de interior a statului, era sprijinul sistemului din interior, asigura stabilitatea acestui sistem. Și evident că acestei armate de interior îi se aduceau de ziua ei toate onorurile cuvenite. Însă, așa cum a menționat în rândurile de mai sus, acest an 1989 era unul cu totul și cu totul deosebit, cu atât mai mult cu cât în data de 9 noiembrie, deci cu o zi înainte, zidul Berlinului a fost dărâmat bucată cu bucată, iar furia majorității populației, așa cum am văzut noi, era în creștere, adevărul interior fiind întărit de către schimbările de neimaginat mai înainte, care se desfășurau în Europa de Est. Trebuie menționat faptul că televiziunea sovietică a prezentat dărâmarea zidului Berlinului și toată lumea l-a urmărit la televizor și era prezentă o stare de spirit cu totul deosebită. Atunci spiritul căpăta aripi și datorită faptului că în Europa se întâmplau lucruri deosebite. Pentru un european care stă în Europa de Est era ceva zidul Berlinului. Zidul Berlinului era de ordin filozofic aproape și cade zidul Berlinului și este dărâmat de oameni și văzând cum cade zidul Berlinului vedeai cum îți crește spiritul, cum îți crește nevoia de libertate și nevoia de independență, deci nevoia de a te exprima. Era clar că se apropia ziua miliției și urma să apară un protest. Lumea râdea și lumea desconsidera într-un fel miliția. Da, și ziua miliției era de 10 noiembrie. Pichetarea Ministerului de Interne. În aceste circumstanțe, în data de 10 noiembrie 1989, un grup de tineri, studenți și elevi, 8 persoane de tot, au decis să facă un protest împotriva acțiunilor forțelor de ordine din data de 7 noiembrie, acțiuni violente împotriva populației civile. Protestul urma să fie o pichetare a Ministerului de Interne a Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Ideea de bază a acestei pichetări era antiviolența. Pichetarea urma să se desfășoare în fața Ministerului, iar în cazul în care ar fi intervenit ceva, persoanele care participau la pichetare s-au înțeles să nu opună niciun fel de rezistență. În cadrul manifestației trebuiau să fie utilizate niște pancarde. Ceea ce scria pe acele pancarde nu avea ca temă doar antiviolența, ci conținea și o nuanță de umor, să transformăm bâtele în prezervative, miliției cu noi, ceea ce de fapt demonstrează atitudinea absolut pașnică a participanților. Deci, încă o dată, menționăm că ideea de bază a protestului era antiviolența. Grupul a părăsit fulgușorul și s-a îndreptat spre destinație. De la Fulgușor până la Ministerul de Interne, practic e o distanță foarte mică. Am ajuns repede acolo, chiar în fața intrării principale în Ministerul de Interne. Abia dacă am reușit să deschidem o pancartă sau două, în momentul în care deja au ieșit câțiva milițieni, nu mai țin minte câți, din Ministerul de Interne, scoțând armele de foc, culmea noi nefiind înarmați și obligându-ne să intrăm în incinta Ministerului. Da, ulterior ni s-a spus că milițianul care avea arma scoasă și practic îndreptată spre noi, deci ni s-a spus cum că dânsul venea din, în acel moment, venea din piața centrală a Chișinăului, după ce a încercat să prindă un infractor. Și acesta era motivul pentru care avea arma scoasă și așa au motivat câțiva dintre oficialii ministerului. Cu toate că participanții la manifestație nu au opus nici cea mai mică rezistență, ce rezistență puteai opune atunci chiar în fața Ministerului de Interne? Ei au fost trași în minister cu forța, sub amenințarea armei și imediat. Da, în minister ne-au silit să intrăm, bineînțeles forțat. Noi nu am opus rezistență, bineînțeles nu avea rost. Dacă pichetarea a început la orele 17 în acea vineri după amiază, înainte de orele 17:10, această pichetare a luat sfârșit. Despre ce s-a întâmplat cu participanții la manifestare în interiorul ministerului, ne povestește același martor. Și am fost introduși într-o cameră, încăpere mai mică, care este în interiorul ministerului chiar lângă intrare, unde am stat, nu mai țin minte. Cred că vreo jumătate de oră, unde ni s-au făcut poze, da, amprente, așa este, într-adevăr.
Da, și nu se spunea nimic concret. Da, ne-au și filmat. După o perioadă de timp, după cum am mai spus, nu mai țin minte exact 20 de minute sau jumătate de oră, cât am stat în cămăruța asta, ne-au filmat, ne-au fotografiat, ne-au scos de acolo, ne-au condus în curtea Ministerului de Interne, în curtea interioară, ne-au scos din incinta Ministerului cu un autobuz al Ministerului de Interne și ne-au transportat pe noi cei 8 participanți la pichetare la secția din strada Bulgară. Între timp, cum am aflat ulterior, începuseră practic protestul în masă în fața Ministerului de Interne. S-a aflat despre reținerea noastră. În rezultat, putem trage concluzia că între orele 17-17.40 participanții la pichetare au fost reținuți în incinta Ministerului de Interne, după care au fost transferați la secția de miliție din strada Bulgară din centrul Chișinăului pentru cercetare. Surpriza! Când au fost forțați să intre în minister unii dintre participanții la pichetare, au descoperit spre marea și imensa lor surprindere că interiorul ministerului și curtea interioară a acestuia era plină de trupe speciale, care nu făceau altceva decât să-și încălzească mușchii. Pe mine m-a împins în minister acel maior, din câte am înțeles, cu pistolul în mână. Eram, cred că, ultimul din grup pe care l-am împins în minister. Țin minte că maiorul m-a înjurat în rusă când treceam prin acele două ușe ale ministerului. Ce am văzut în minister când am intrat era de imaginat pentru mine. În fața mea nu era nimeni, ceilalți erau deja în cămăruța din stânga de la intrare. Acolo este un hol larg și în capăt sunt niște scări, cum să spun, duble. Și iată că pe acele scări, pe ambele, erau niște namile zdravene din trupele speciale. Era foarte clar că nu erau milițieni. Erau în uniforma aia specială și cu scuturi și bastoane, căști. Se antrenau, nu știu ce făceau exact, dar făceau niște mișcări, așa să spun, mai sportive. Asta e ce am reușit să văd în fața ochilor și cu coada ochilor până am intrat în acea cămăruță. Iată și o altă mărturie referitoare la prezența trupelor speciale în interiorul Ministerului de Interne în stare de pregătire în acea seară de vineri, 10 noiembrie 1989, cu ceva timp înainte ca să înceapă protestul oamenilor în fața Ministerului. Ne-au condus în curtea Ministerului de Interne, în curtea interioară, unde, spre surprinderea noastră, am văzut trupele OMON într-o stare de pregătire. Deci, practic, erau băieții care se aliniau, făceau niște exerciții fizice. Da, ăsta e un moment foarte important, cred eu, faptul că atunci când ne-au scos din cămăruța respectivă de lângă intrarea din interior în minister, ne-au condus prin curtea interioară spre o mașină a ministerului să ne transporte la o secție de miliție din oraș. Faptul că toată curtea era plină de trupele spețnați, da, trupele speciale ale miliției sovietice, băieți complet echipați și clar într-o stare de încălzire, ca să spun așa, pentru că era clar că se pregătește, că urmează ceva să se întâmple. Protestul. Între timp, în oraș s-a răspândit vestea că acest grup a fost reținut și atunci oamenii au început să se adune în fața Ministerului de Interne. Însă înainte de a se începe protestul propriu-zis, iată ce spune un martor. Da, deci eu aș vrea să subliniez că, totuși, este important de știut că înainte să înceapă protestele, protestul propriu-zis, protestul în masă al oamenilor veniți de la Ștefan cel Mare în fața Ministerului, încă nu era nimeni venit când aceste trupe speciale, despre care spuneam mai devreme, deja erau în curtea Ministerului de Interne și se pregăteau de luptă. Deci asta era. Asta am văzut cu ochii mei. Oamenii care au început să se adune în fața ministerului au venit atât dinspre monumentul lui Ștefan cel Mare, cât și din centrul orașului inițial. Apoi au sosit oameni din diverse zone ale orașului. La aflarea veștii, oamenii deveneau foarte revoltați. Lumea era foarte revoltată, fiindcă era o pichetare tăcută, o pichetare fără înjurături, fără riposte, deci erau practic niște glume că miliția trebuie să fie cu noi sau ceva de genul acesta. Cineva a reușit să intre acolo și mi-a zis că acei copii au fost ținuți acolo, studenții. Lumea era îngrijorată pentru soarta lor. Lumea care a intrat și a fost scoasă afară, au fost și oameni din ăștia, au văzut că Ministerul de Interne era plin de trupe speciale. Asta a fost una și în al doilea rând că acolo se bea. Și cineva din mulțime mi-a spus că acel colonel care a ieșit cu pistolul și a băgat copiii în interiorul clădirii era beat. Nimeni nu voia să plece acasă. Lumea, după ce s-a întâmplat, era foarte revoltată. Au apărut oameni tot mai mulți oameni, deci. Eu mult mai târziu mi-am dat seama ce se întâmplase acolo, dar lumea apărea ca ciupercile după ploaie. Amândouă părțile ale străzii pe care era situat Ministerul de Interne s-au umplut de oameni. Lumea se întorcea de la servici, dar erau enorm de mulți oameni pentru o vineri sau o vineri după masă pe la 6. Eu am înțeles că vestea s-a răspândit în tot orașul și au ieșit o mulțime de oameni ca să protesteze. Erau oameni revoltați și ce căutau copiii aceia în minister? Ei puteau fi duși la poliție, dar de ce ministerul era plin de armată? Oamenii au început să scandeze ca copiii să fie eliberați. Erau sute de oameni, apoi mii de oameni. S-a făcut întuneric.
Confruntarea, prima fază, ofensiva trupelor din interiorul Ministerului de Interne. Aceleași martor povestește în continuare desfășurarea evenimentelor. S-a făcut întuneric. Ei, în momentul în care, eu știu, pe la 6.30, era 10 noiembrie, din minister a ieșit un grup de vreo 100 de soldați cu scuturile și au lovit în mulțime. Au împins mulțimea. Mulțimea a început să fugă, care cădea era bătut, unii fugeau mai repede, alții fugeau mai încet. Eu m-am ascuns după un copac. Stăteam după copacul acela și alergam exact atâta cât cu 5 metri mai departe decât fugea soldatul cu scutul. Deci, ei ce făceau? Ei ieșeau din minister, treceau strada, era un pic de trotuar, dădeau în mulțime, băteau pe cine prindeau, dar nu se adânceau prea departe în mulțime, pentru că era clar că aveau să fie bătuți și ei la rândul lor și lumea scanda să fie eliberați copiii. Acum este momentul când lumea din stradă, din toiul luptei, cere intervenția Frontului Popular, opoziția din acea vreme, care însă în aceeași seară a fost convocat la CC al PCM pentru discuții. Se punea problema scoaterii în afara legii acestei formațiuni, însă puțină lume cunoștea acest lucru, oamenii punându-și speranțele de rezolvare a acestei situații absolut neprevăzute, nu în organele de drept ale Republicii, ci în organizația care le reprezenta interesele. Deoarece studenții care erau închiși acolo mi erau toți cunoscuți, eu eram foarte îngrijorată pentru soarta lor. Am zis să stau lângă Ministerul de Interne și am rugat pe băieții cunoscuți, lumea se cunoștea unii cu alții, i-am rugat pe băieții cunoscuți care erau mai tineri și mai sprinteni decât mine să fugă până la front și să roage să intervină, că atunci Frontul deveniseră o personalitate juridică și el reprezenta interesele multor oameni. Între timp, dezastrul continua. Mai târziu am aflat că erau unități de trupe speciale. Erau unități de trupe speciale care alergau. Eu am reușit să mă ascund într-o... Mă scuzați, da, acum am și emoții pentru că aceste lucruri nu se întâmplă chiar în fiecare zi. Existau niște cămăruțe, așa niște cabine de telefon. Eu m-am ascuns într-o cabină. Eu trebuia să spun mamei mele ca să nu se îngrijoreze că eu nu o să pot ajunge acasă repede. Nimeni nu pleca acasă. Toți au hotărât să rămână. Toți după acea intervenție brutală a trupelor speciale. Oamenii erau bulversați. Erau foarte indignați. Erau îngrijorați de soarta copiilor, că erau practic niște copii, niște copii de post-liceală, niște copii de facultate care erau ținuți de niște cadre militare bete, într-o situație destul de incertă. S-a lovit în populație, s-a lovit destul de crunt. Oamenii au fost aruncați peste drum sau care și pe unde și cum au reușit s-au ascuns, dar oamenii n-au plecat și între timp s-au întors copiii care au alergat la front și de la front li s-a spus ca oamenii să stea liniștiți, fiindcă vor interveni deputații Sovietului Suprem, între care erau scriitori și oameni cu vederi largi și susținători ai mișcării naționale și vor interveni în guvern și vor încerca să rezolve această problemă. Copiii. Nu era legal ca copiii să fie ținuți în clădirea Ministerului de Interne din cauza că, chiar dacă ei prin protestul lor tăcut cu pancarde, care erau poate satirice, erau poate sarcastice, dar în niciun caz nu erau înjurături sau... Deci nu erau lucruri urâte acolo. Copiii puteau fi duși la poliție să scrie o notă explicativă. Toată lumea era conștientă de faptul că nimic nu li se putea întâmpla. Nimeni nu se aștepta la o asemenea întorsătură și oamenii au rămas. Cu toate că cei din Ministerul de Interne au transferat participanții la pichetare la o secție apropiată de miliție, adică i-au scos pe aceștia din clădirea Ministerului de Interne, în tot acest timp nimeni n-a ieșit din clădirea Ministerului ca să explice celor aflați în față ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat cu participanții la pichetare. N-a ieșit nimeni, doar atunci când oamenii scandau și se apropiau de minister, mișcarea era în așa fel. Oamenii se apropiau, se deschidea ușa Ministerului, de acolo ieșeau namilele cu bâtele și cu scuturile. Ei se împingeau, efectiv cădeau pe mulțime și împrăștiau bâte în dreapta și în stânga. Oamenii căzuți erau bătuți cu bâtele și cu scuturile. Faza a doua. Populația se organizează. Aceste atacuri care veneau din interiorul ministerului au început să fie contracarate de către populația din fața ministerului. Lumea a început să se organizeze și în curând s-a început o altă mișcare, așa cum povestește martorul în continuare. Atunci, din mulțime, au ieșit bărbați care s-au aruncat asupra scutierilor și îi băteau pe scutieri. În momentul în care s-a produs încăierarea aceasta crâncenă și absolut nedreaptă, eu nu știu de unde, eu după aia luni de zile am încercat să-mi explic de unde s-au luat pietrele, fiindcă erau niște pietre de pavaj în jurul ministerului, în jurul copacilor și nu puteau fi scoase a doua zi dimineața. Când m-am plimbat pe acolo n-am văzut nimic, dar atunci s-au aruncat pietrele. După câteva ieșiri agresive și bătăioase a trupelor speciale asupra populației pașnice, a fost aruncată prima piatră în clădirea ministerului. Au căzut primele geamuri, s-au auzit sticlele și era o debandadă de nedescris. Au apărut primele salvări. Lumea dădea drumul la salvări.
Lumea se înmulțea tot mai mult, tot mai mult. Nimeni nu pleca și aștepta intervenția deputaților. Chiar și străzile alăturate erau pline de oameni. Lumea scanda: lăsați copiii în pace! Lumea nu pleca și aștepta intervenția deputaților. Riposta populației. Până la sosirea deputaților, la locul desfășurării evenimentului, trupele speciale ieșau periodic din minister și loveau în continuare în populație. Atunci populația organizează o ripostă împotriva acestor violențe, răspunzând la violență prin violență. Începe un adevărat război în acest perimetru între trupele speciale și populația din fața ministerului. Iată cum arăta situația la fața locului. Nici acum nu știu ce ne-a împins pe 10 noiembrie seara să mergem mai mulți studenți de la agricultură în centrul orașului. Troleurile erau oprite într-un ambuteiaj lângă parc. Piața era pustie, iar dinspre MAI se auzea gălăgie și răgnete. În piață erau peste tot bucăți de lemn, pietre. La intersecția Eminescu-Ștefan, lângă teatrul Eminescu, era o baricadă. Nu știam ce s-a întâmplat și din întrebări și răspunsuri am aflat că de MAI au fost arestați studenții care au protestat împotriva violențelor din 7 noiembrie. Dar iată cum descrie același martor organizarea ripostei și implicarea în aceasta, în condițiile în care populația nu avea niciun fel de arme. Atunci s-au utilizat toate mijloacele aflate la îndemână. Astfel, a doua zi, 11 noiembrie 1989, oricine putea vedea că o bună parte din pietrele de caldarâm cu care se pava parcul Pușkin din centrul orașului Chișinău au dispărut, ele fiind utilizate în luptă. Abia mult mai târziu mi-am dat seama că acele pietre au fost folosite pentru a fi aruncate de către unii oameni în Ministerul de Interne care au tăbărât asupra oamenilor. Nu înțelegeam de unde în centrul orașului au apărut pietrele și doar mult mai târziu am înțeles că erau de fapt din parcul Pușkin care se reconstruia. Erau din caldarâm. Ceea ce s-a găsit a fost transformat în mijloc de luptă. Cu forțe comune și cu ajutorul rezervelor, am reușit să-i aruncăm pe soldații trupelor de interne înarmați cu scuturi și bâte. Am reușit să-i împingem până la MAI și ei, după regrupare, au început să ne fugărească. Am intrat împreună cu încă câțiva tipi în cofetăria Express și am blocat ușile. Erau în formă de gratii. Am rezistat secunde după ce soldații au început să ne bată, dar s-a produs în câteva minute altceva și soldații au dat bir cu fugiții. Unul, bătând în noi, nu a observat că a rămas singur, iar noi eram vreo 8 inși. Am închis ușa și am văzut pentru prima dată în viață cum se poate schimba un om în fracțiune de secundă. Cred că dacă îi spuneam că trebuie să ne sărute picioarele, o făcea fără crâcnire. I-am luat scutul, casca, bâta, gazul, vesta antiglonț și l-am fugărit. Nu știu de unde, dar demonstranții s-au înmulțit și miliția a bătut în retragere. Îmi venise în gând să merg la telefon, fiindcă aveam telefonul de la Vzgliad și să le spunem ce se întâmplă în Chișinău. Era vineri seara. Înaintând, am reușit să-i împingem până spre scările MAI. Ei au luat poziția de carapace, dar prea puternici eram noi tactic, fiindcă pe străzile laterale stăteau autobuze cu Spetsnaz, dar care nu se implicau, iar noi atacam numai din centru. Nu o să uit cum un băiat de la agricultură a urcat pe balcon și îi dezarma pe soldați din sus. Soldații se tot retrăgeau în interior. Am văzut în interior că holul îi prinde persoane înarmate. Când au tras în aer, stăteam alături, dar nimeni nu s-a clintit. Majoritatea pe care eu îi știam au trecut prin armată și nu aveau de ce să se sperie. În stradă ardeau două mașini UAZ și un jiguli al poliției rutiere. S-a aruncat o sticlă Molotov, undeva la al doilea etaj ardea un birou. Un alt martor confirmă cele relatate mai sus și adaugă că ieșirea trupelor speciale din interiorul ministerului se făcea la aproximativ un sfert de oră. Eu cred că peste fiecare sfert de oră, deci eu nu pot să spun exact, lumea se apropia de minister, scanda "Eliberați-ne copiii!" De acolo ieșau namilele, loveau mulțimea, mulțimea fugea. Din mulțime ieșau bărbații care săreau mai mulți la câte un scutier, care îl prindeau și îi băteau. Ea se retrăgeau în minister. Lumea își ocupa pozițiile și situația se repeta. La un moment, trupele speciale au început să folosească gazele lacrimogene. Din minister se deschideau geamuri și erau aruncate niște chestii ca niște rachete și după aia apăreau gazele în urma cărora dușai și îți curgeau lacrimile. Eu am făcut un pic de apărare civilă la facultate. Și eu mă așteptam că puteau fi folosite și gaze neuroparalitice, dar n-am avut niciun simptom. Era atâta lume, în furia ei mulțimea a aprins și mașini. Au întors mașinile și le-au dat foc. Autobuzele, troleibuzele nici nu circulau. Da, s-au dat foc. Au fost deschise mașini și a fost folosit combustibilul din mașini pentru a face cocktailuri Molotov și se arunca în minister. La un moment dat, din minister n-a ieșit nimeni pentru că unele camere ardeau. Deci s-au folosit gazele. Poate după ce au folosit gazele, o
odată sau de două ori au mai ieșit scutierii, dar după aia războiul a început de la distanță, deci prin gaze. Se auzeau împușcături, dar eu nu știam ce fel de împușcături sunt, dar nu știam cu ce se va termina chestia asta. Intervenția deputaților. Într-un final, când ministerul era în flăcări și pe cale să fie luat cu asalt și evident că începea un adevărat măcel, au apărut și deputații poporului, a căror intervenție era așteptată de la bun început. Iată cum descriu martorii apariția acestora. De unde și până unde au apărut preoții și scriitorii în clădire, nu știu, dar a ieșit Dabija și a început a ne ruga să ne împrăștiem, fiindcă el a negociat cu Voronin și totul s-a rezolvat. Naivul, dacă știa cu cine negociază. După eliberarea celor reținuți, au început a se împrăștia și demonstranții, încet, încet. Dintre deputați a venit Leonida Lari. Leonida Lari era deputat din partea... În fine, ea era deputată frontistă. Era pro-România și ei au discutat. Și da, nu mai țin minte exact, a mai venit Nicolae Dabija. Ei erau deputați, oameni ai frontului, care aveau un cuvânt de spus în guvern. Toată debandada asta, groznicia asta, a ținut până la, cred, 9:30. Și atunci au venit deputați și au vorbit cu oamenii de la un megafon, de la intrarea în Ministerul de Interne, că copiii au fost lăsați în pace să plece, că această violență nu va mai continua și lumea poate să meargă la casele lor. Încet, încet, oamenii au început să plece pe la casele lor, având un gust amar în gură, fiind răvășiți și profund dezamăgiți. Oamenii au fost atât de revoltați că oamenii nu vreau să plece. Până la urmă s-a mers până în piața centrală. Oamenii au mai povestit unul cu altul. Oamenii au scandat jos miliția, jos Partidul Comunist, jos Grosu, jos Grosu, care era liderul partidului atunci. Acum, bineînțeles că după cele întâmplate, lumea nu putea ajunge acasă să mănânce, liniștiți și să se pună la televizor. Erau toți răvășiți. Oamenii aveau sentimente de furie, de furie că așa ceva nu putea să se întâmple. Pe de altă parte, era o careva împăcare că totuși și-au dat arama pe față. Era clar că sunt forțe foarte rele, foarte negative, care totuși aveau anumite rețineri. Eu de aia spun că nu se știa până unde se poate merge cu forța organelor de drept, de ordine, până unde se putea merge cu agresiune și atunci mi-am dat seama că ceea ce am câștigat la Marea Adunare Națională era doar primul pas și cei care urmează sunt pași grei. În același timp mai exista și satisfacția că s-a participat la eliberarea participanților la pichetare, care erau reținuți. La cămin am venit noaptea târziu cu trofee, cu gândul că am făcut ceva ca să fie eliberați niște oameni nevinovați. Întrebarea care rămâne actuală și în zilele noastre este de ce a durat atâta timp până s-a ajuns la o înțelegere între deputații poporului și conducerea Ministerului de Interne. Răspunsul la această întrebare reprezintă un mister și astăzi. Secția de miliție de pe strada Bulgară. Dar să revenim însă la participanții la pichetare, care, după cum știm din rândurile de mai sus, au fost scoși din incinta ministerului și transferați la o secție de miliție din zona centrală a orașului, de pe strada Bulgară, înainte de orele 18. Despre ce s-a întâmplat cu ei aici și cum au fost tratați de către forțele de ordine, ne relatează un martor. Au fost închiși într-o celulă, iar amintirile despre acest episod sunt următoarele. Dar apoi amintiri prea plăcute nu am. Deci mi s-a părut că a fost pur și simplu așa. O tentativă de intimidare, mai întâi prin singurătate și lipsa oricărei informații. După care, prin introducerea diverselor persoane, chipurile arestate în stradă și care chipurile aveau aceleași idealuri și idei ca și mine, dar care încercau să mă convingă să fac nici eu nu știu ce sau cea de-a treia metodă, care trebuia să fie probabil, după părerea milițienilor de atunci, cea mai eficientă, aducerea unor luptători din Spetsnaz, să spunem așa, soldați în toată legea, de fapt, chiar în pragul ușii celulei. Deci se deschidea ușa și intra, apărea un individ așa înalt ca o munte, echipat cu scut și cu bâte și care începea pur și simplu să urle la tine, să te înjure, să te amenințe cu moartea, că indivizii așa ca tine el a mai văzut și mănâncă pe pâine și alte expresii. Cel mai interesant lucru însă este faptul că în tot acest timp, cât s-au desfășurat evenimentele din fața Ministerului de Interne, toată această perioadă în care s-a dus lupta pentru eliberarea participanților la pichetare, dintre care câțiva erau minori, perioadă în care nimeni nu a ieșit, după cum am mai spus, din minister să dea niște explicații, apoi când au venit deputații și au declarat că s-a ajuns la o înțelegere cu Voronin, ministrul de interne de atunci, în urma căreia copiii au fost eliberați, deci în toată această perioadă și după aceasta, participanții la pichetare au
fost ținuți în sediul secției de miliție din strada Bulgară. Da, bănuiesc că a fost doar o informație eronată de moment atunci, pentru că, într-adevăr, doar 3 dintre cei 8 tineri au reușit să plece din sediul secției de miliție, ulterior lucrurile schimbându-se în piață. Ceilalți n-au mai reușit pur și simplu, adică au fost, cum v-am povestit mai devreme, mie nu mi s-a dat drumul. Eu nu am văzut propriu-zis evenimentele din acea seară pentru că tot acest timp am fost în incinta secției de miliție din strada Bulgară. Da, după cum spuneam, mă așteptam să fiu lăsat să plec, dar nu, nu m-au lăsat. Dar nu numai că nu au fost lăsați să plece înainte sau după intervenția deputaților Sovietului Suprem, dar acest lucru s-a întâmplat abia spre dimineața zilei de 11 noiembrie. Aveam 17 ani, deci, după legislația sovietică, încă nu eram major, încă eram socotit minor și au chemat-o pe maică mea, de fapt, au adus-o. A dat și ea niște declarații acolo. Am semnat și eu niște hârtii prin care mă obligam să nu părăsesc orașul, adică niște lucruri care se aplică infractorilor de drept comun. Și aproximativ la 3 și jumătate dimineața am plecat pe jos spre casă și spun că am fost șocat pur și simplu de ce am văzut acolo la Ministerul de Interne afară, prima dată în istoria Chișinăului baricade. În acel sediu al miliției s-au început și primele anchete în care au apărut primele acuzații despre care participanții la pichet tare nu aveau habar și doar în timpul interogatoriilor, unii dintre acești milițieni spuneau că din cauza voastră uite ce se întâmplă în oraș și că nici nu aveam cum să-mi imaginez, nici nu aveam idee ce se întâmplă. Eu credeam că s-a întâmplat încă o demonstrație spontană cu multe scandări, lozinci. Chiar în acea noapte au apărut și primele acuzații și insinuări că acești tineri ar fi provocat un atac asupra ministerului, prin însă și întrebările care li se puneau. Se insinua că noi am organizat și am provocat un atac și ceea ce a urmat, adică dezordine în masă în centrul orașului Chișinău. Se cereau să răspundă la diverse întrebări în acest sens. Nume, adrese, nici nu știam ale cui nume. De ce suntem acolo? Cum? De ce aveam noi pancarde? Și de ce am venit în fața ministerului și ce am vrut noi să provocăm? Deci, practic, se insinua că noi pregăteam un atac asupra Ministerului de Interne. Într-un final, acești tineri au fost eliberați în dimineața zilei de 11 noiembrie. Plecând acasă, ei au rămas pur și simplu șocați de imaginile văzute în centrul orașului Chișinău, pentru că atunci când au plecat la pichetarea Ministerului de Interne, ei în niciun moment nu s-au gândit că situația poate să evolueze în acest mod. Ce am văzut după ce am plecat de acasă noaptea, pur și simplu m-a șocat. Nu văzusem așa ceva în viața mea, adică baricade, mașini arse. A urmat o săptămână foarte grea pentru toată lumea. În Chișinău domnea o atmosferă apăsătoare, însă toată lumea discuta evenimentele cu sufletul la gură. Forțele de ordine au impus interdicția ca oamenii să nu se adune în grupuri mai mari de 3 persoane. Pe străzi circulau milițieni cu arme. Frontul era acuzat de organizarea dezordinilor în masă din centrul Chișinăului din data de 10 noiembrie. S-a început o anchetă la nivel local. Au început identificările și perchezițiile, chiar în primele zile după eveniment. Apoi a urmat o anchetă unională, compusă din anchetatori din Republicile Unionale, vizite la Procuratura Republicii, vizite la diverse sedii ale miliției din oraș, anchete încrucișate, vizite la KGB, intimidări. Acuzația oficială era de atac armat asupra instituțiilor statului sovietic, pentru care se prevedea o pedeapsă de 15 ani de zile. Perspectiva nu era deloc una frumoasă.